Salut! Bine revenit! Eu sunt Radu și astăzi avem un nou video. Am vrut să vorbim astăzi despre o temă care pe mine m-a preocupat un pic în ultima perioadă, și anume investiții pentru copii. Cum investim pentru viitorul copiilor noștri? Adică pe lângă faptul că avem grijă de ei și că îi hrănim, îi îmbrăcăm, îi educăm și mai departe, cum putem avea grijă ca cândva peste 18 ani, 20 de ani să le putem oferi și un beneficiu financiar mai considerabil. Acum, există diferite programe de investiții. Am văzut și la anumite bănci, ar fi la BT, se numește Kid Count. Sunt și programe guvernamentale prin care se oferă niște, poți să depui niște bani și îți oferă statul un randament pentru ei, pentru până la împlinirea vârstei de 18 ani, după care poți să scoți banii de acolo sau copilul poate scoate banii de acolo. Acum am studiat un pic piața și m-am uitat pe programele astea. Mie mi se par un pic cam slabe și cam nemulțumitoare. Și anume, dacă la Kid Cont avem un randament de, nu știu, 2% parcă era la Kid Cont și la programul guvernamental undeva de 3% parcă este dobânda anuală, mi se pare foarte, foarte mică. Adică eu la investițiile la bursă pe anul 2020, unde a fost și un an cu căderile foarte mari din martie cu criza, cauza pandemiei, am avut un randament de 3% pe anul acela. Adică, într-un an normal, trebuie să scoți, nu știu, 8%, dacă nu mai, poate mai mult, sau media pe mai mulți ani, undeva la 8%. În România chiar mai mult, poate că e media. Deci eu o să zic că acele randamente oferite de programele de la bănci sau de la guvern sau diferite firme de asigurări mi se par foarte, foarte mici randamentele. Atunci, soluția pe care am ales-o noi a fost să ne gândim la un cont, la un broker. Să investim tot la bursă niște bani pentru viitorul copiilor. Acum aici aș face o mică paranteză. Ideea ar fi ca să nu știe copiii că voi aveți banii ăștia investit pentru ei, să nu se aștepte, să nu cumva să-și pună speranța în astea foarte, foarte mult și să nu-i dați la 18 ani, să zic așa. Ar trebui să dăm undeva după 20 de ani, poate chiar la 30 de ani, când copilul deja a crescut mare, este matur, deja poate are o familie întemeiată, deja are niște obiceiuri financiare pe care nu și le va schimba când îi primește niște bani în plus. Dacă îi dai la un copil niște bani acum, la 18 ani, când faci 18 ani sau îi cumperi o mașină la 18 ani, mi se pare de foarte bună, deoarece el nu va prețui banii așa de mult. Îi va cheltui și gata, vor dispărea. Deci trebuie să avem grijă de educația lor și să ne asigurăm că ei o să devină independenți financiar. Iar noi, dacă bine voim, o să îi ajutăm cu niște bani cândva în viitor. Acum, de unde să avem fonduri pentru aceste investiții pentru viitorul copiilor? Noi ne-am gândit la să folosim alocația copiilor pentru asta. Până acum, alocația copiilor, avem doi copii, deci undeva după 2 ani de zile, undeva la 300 de lei pentru amândoi copii. Am zis că din 2021 o să fie undeva la 400 de lei pentru ambii copii, ceea ce mi se pare o sumă destul de mică lunar, adică nu stăm în banii ăia, nu vrem să luăm banii ăia și să-i băgăm în bugetul familiei și să-i cheltuim și să dispară. Am preferat să-i punem deoparte și să investim pentru cândva, pentru viitor. Ok, am spus de la 2 ani încolo, pentru că între 1 și 2 ani, deși mai mare un pic alocația pentru copii, în perioada asta să zicem că mai aveți nevoie de produse pentru copii cu scutece, poate lapte praf, creme, nu știu, alte lucruri și se consumă un pic din alocație. Sau costurile sunt mai mari un pic cu un copil până la 2 ani. După ce crește mai mare, după aia e mai lejer. Când scăpăm de scutece, el e un mare pas. Ok. Deci, decât să băgăm banii ăștia în bugetul familiei și să cheltuim și nu simțim vreodată că i-am avut, prefer să-i punem deoparte, direct când ne intră în cont, îi punem deoparte și îi investim lunar sau
la câteva luni, cumpărăm acțiuni la bursă și undeva peste 20 de ani poate vom culege roadele acestei investiții. Pe lângă acești bani mai putem discuta și despre anumiți bani veniți de la neamuri, de la bunici, cu ocazia zilor de naștere, cu ocazia, nu știu, sărbătorilor, când mergi copiii la colindat sau așa. Se mai adună și acolo niște bani și acei bani se pot investi mai departe. Evident, când copilul are nevoie de ceva, de haine, de jucării, tot noi o să-i cumpărăm, dar măcar ne creăm o disciplină prin a le asigura și lor niște bani în viitor. Am făcut niște calcule, o să vă pun aici pe ecran. Pentru o investiție lunară de 300 de lei pe 16 ani, de la 2 ani până la 18 ani, pe 16 ani cu un randament mediu la anual de 8%, o să avem undeva la 110.000 la final acestor 16 ani, iar dacă discutăm de investiție de 400 de lei lunar, cu același randament și pe aceiași 16 ani, la final vom avea o sumă de 150.000 de lei. Eu împreună cu soția mea am decis că asta este soluția pe care vom urma, și anume să deschidem un cont la un broker și să investim lunar banii din alocația copiilor în acest cont. Acum aici am un sfat: din cauza sumei relativ mici pe care o investim, ar trebui să căutăm un broker care are comisioane mici sau spre zero. Deoarece dacă cumpărăm lunar de 300 de lei, comisioanele cumva o să se simtă un picuț. Comisioane de 1-2 lei se vor simți pe parcurs. Dacă faceți trimestrial sau de două ori pe an aceste investiții cu bani acumulați pe 6 luni, atunci nu se simt așa de bine, nu se simt așa de mult comisioanele. Ok, asta am vrut să am vrut de mult să fac acest video, acum mi-am găsit timpul necesar să fac filmarea. Cam atât am vrut de zis. Până data viitoare, numai bine!